Muzica ne ajută să uităm de foame, de durere sau de tristețe, devenind mai puternici și mai inteligenți. Nutriționistul Mihaela Bilic ne îndeamnă să găsim stilul care ni se potrivește, să ascultăm pe repeat și cu volumul dat tare și vom vedea că nu mai avem nevoie de mâncare. Oamenii de știință au hotărât că muzica este o necesitate biologică, un element de bază pentru sinteza de dopamină, alături de alte elemente vitale pentru supraviețuire, adică mâncare și sex. Dopamina este substanța care stimulează sistemul de recompensă și ne face să ne simțim bine, satisfăcuți și fericiți. Ultimele cercetări în materie de neuroștiințe au arătat că muzica este un antidot pentru stres, durere, pierderile de memorie, dependențe și depresie. În fiecare etapă a vieții noastre, de la embrionul din burta mamei până la bunicii care suferă de Alzheimer, ne putem echilibra creierul cu ajutorul muzicii. Mecanismul de recompensă este metoda prin care natura ne face să repetăm instinctiv activitățile care ne fac plăcere. De exemplu, se întâmplă adesea să mâncăm de plăcere chiar dacă nu ne este foame, pentru că mâncarea activează circuitul de recompensă. Se pare că și muzica funcționează la fel, face legătura între ariile cerebrale cognitive și zonele biologice care țin de supraviețuire, mai explică medicul. Mecanismul, spune Mihaela Bilic, este unul foarte simplu. Devenim fericiți atunci când intrăm într-o transă muzicală. Creierul percepe muzica ca pe o mâncare bună, devenim fericiți și chiar euforici atunci când intrăm într-o transă muzicală. Prin intermediul dopaminei, muzica acționează ca un drog. Cu ajutorul ei putem uita de foame, de durere sau de tristețe, devenim mai puternici și mai inteligenți. Începând cu anul 2007, în competițiile sportive le-a fost interzis participanților să asculte muzică în căști. S-a constatat că putem obține un efect de dopaj și performanțe sportive superioare când ascultăm o piesă muzicală la volum și intensitate mare. Muzica ne ajută să ne depășim limitele mai repede, mai mult și mai tare. În timpul efortului fizic, descărcarea de dopamină indusă de muzică reduce cu 50% senzația de oboseală și scade sinteza de cortizol. După sport, aceeași dopamină permite o oxigenare eficientă și refacerea rapidă a organismului, arată specialistul. Nu rămâne decât să găsești stilul muzical care ți se potrivește, care îți dă o dispoziție bună și te face să zâmbești. Apoi ascultați pe repeat și cu volumul dat tare, veți vedea că nu mai aveți nevoie de mâncare, spune nutriționistul, relatează adevărul.ro.